Salutare, prieteni! Știați că România are pe teritoriul său șase situri culturale înscrise în patrimoniul mondial UNESCO și două naturale? Cele culturale sunt satele cu biserici fortificate din Transilvania, Mănăstirea Horezu, bisericile din nordul Moldovei, centrul istoric al Sighișoarei, bisericile de lemn din Maramureș și cetățile dacice din Munții Orăștiei. Cele naturale sunt delta Dunării și pădurile seculare de fag din Carpați. Vă invit în minutele care urmează la o lecție de geografie despre România. Bună ziua și bine ați venit la o nouă lecție de geografie în pregătirea voastră pentru examenul de bacalaureat. Eu mă numesc Bogdan Petre și sunt profesor de geografie la Colegiul Național Gheorghe Lazar, Colegiul Național Matei Basarab și Olga Gudin International School. Ei bine, iată că a trecut și simularea bacalaureatului, cel mai probabil v-ați aflat deja și notele și propun să continuăm pregătirea noastră pentru examenul de bacalaureat cu activitățile economice, de această dată activități economice dedicate țării noastre, dedicate României. La fel ca și data trecută, am structurat lecția în patru părți, urmând să o încheiem cu aplicațiile pentru BAC, cele patru părți sunt agricultura, industria, transporturile și turismul. Vom începe cu agricultura și știm de data trecută că aceasta reprezintă sectorul primar al economiei și care are două ramuri, respectiv cultura plantelor și creșterea animalelor. În imagine se poate observa uh, harta fondului funciar la nivelul României. Putem observa că cea mai mare parte a teritoriului național este ocupat de terenurile arabile și, în proporții din ce în ce mai reduse, de păduri care sunt reprezentate cu nuanțe de maro în regiunile carpatice, în regiunile subcarpatice, de asemenea pe suprafețe mai restrânse în restul regiunilor de Podiș. Viile și livezile le vom întâlni cu roșu respectiv mov în regiunile subcarpatice și pe arii mai restrânse în Transilvania și în Dobrogea, iar pășunile și fânețele le vom vedea pe hartă cu roz, întâlnite de regulă. În regiunile montane înalte, iar restul teritoriului, așa cum spuneam la început, este reprezentat de terenuri arabile. Și avem de analizat și acest grafic care redă suprafața agricolă după modul de folosință. Așa cum spuneam, cea mai mare parte a teritoriului. Este ocupată de teren arabil: 62,5%. Pășunile și funețele ocupă împreună 33,8%, iar culturile permanente undeva la 2,4% din suprafața agricolă națională. Suprafața arabilă, după modul de folosință, este reprezentată în special de cereale pentru boabe în proporție de aproximativ 64%. De asemenea, plante oleaginoase în proporție de 18%, legume în proporție de 3,3%, furaje verzi în proporție de 11%, cartofi 3%, leguminoase pentru boabe doar 0,5%. În România trebuie să știm că se cultivă pe arii destul de extinse cereale, în special în regiunile de câmpie, precum câmpia română, câmpia de vest, însă, având în vedere altitudinile reduse și solurile fertile, cerealele se cultivă și în podișul Dobrogei și în câmpia Moldovei sau a Jijiei. De asemenea, se cultivă și plante tehnice, plante tehnice din care se pot obține anumite... Uleiuri de exemplu, cum ar fi rapiță, floarea soarelui, dar tot aici intră și plantele textile, inul, cânepa și așa mai departe. De asemenea, tot în țara noastră se cultivă cartofi, legume și leguminoase pentru boabe, în special în jurul marilor orașe, pentru a aproviziona piețele agroalimentare de acolo. Și totodată discutăm și despre culturi de pepeni la nivelul țării noastre, în special în zona câmpiei române, mai cu seamă în câmpia Olteniei în zona localității Dăbuleni, viță de vie în regiunile de deluroase cu precădere în regiunile subcarpatice, mai ales în regiunea Vrancei, dar întâlnim podgorii de viță de vie în regiunea Dobrogei și în regiunea Transilvaniei, dar și a podișului Moldovei. Și, bineînțeles, la noi în țară regăsim și pomicultură la cote destul de extinse, tot în regiunile de deluroase. Mai departe, am pregătit harta celor mai productive județe în agricultură legate de producția de cereale. Putem observa că la acest capitol campion este județul Timiș cu aproximativ 2,5 milioane tone de cereale urmat de județele din partea de sud a țării Constanța, Călăraș, Ialomița, Teleorman, Olt, Dolj dar și județele Arad și Bihor din partea de vest a țării și în partea nordestică, județul Botoșani. În toate aceste județe, producția de cereale depășește 1 milion de tone. Asta la nivelul anului 2018. Mergând mai departe, trebuie să discutăm și despre creșterea animalelor. Ea se pretează cu precădere regiunilor montane, acolo unde solurile nu sunt fertile pentru a putea susține acele culturi de câmp. Și discutăm aici despre ovine, de asemenea porcine, bovine, păsări sau avicultură, sericicultură pe arii destul de restrânse în țara noastră și anume creșterea viermilor de mătase pe care îi putem observa chiar și în imaginea de pe fundalul slide-ului și apicultură, adică albinele pentru miere, țara noastră ocupând aici locul 2 la nivelul Uniunii Europene. Și că tot vorbeam despre apicultură, dați-mi voie să vă prezint bazele apicole din România. În această hartă putem observa că sunt extraordinar de multe, mai cu seamă în partea vestică și partea central-sudică a țării, însă, cu mici excepții, ele sunt întâlnite pe întreg teritoriul țării. Câteva dintre problemele agriculturii românești, discutăm despre o slabă mecanizare, și pentru că discutăm despre slaba mecanizare, trebuie să facem o scurtă comparație cu rata de ocupare în agricultură la nivelul țării noastre, care este de aproximativ 30%. Deci, iată, în țara noastră, la nivelul anului 2014, 30% din populație lucra în agricultură. În timp ce în Germania, de asemenea în Suedia sau Marea Britanie, aproximativ 2,53% doar lucrau în agricultură, deci atât o diferență foarte, foarte mare. Asta legată de slaba mecanizare a agriculturii noastre. Cei drept, țările amintite anterior, Germania, Suedia, Marea Britanie, nu au un potențial agricol atât de ridicat precum îl are România, însă procentele vorbesc de la sine. De asemenea, o altă problemă a agriculturii românești este dată de sistemele de irigații insuficiente. Iar în contextul schimbărilor climatice cu secete tot mai frecvente, în special în partea de est și de sud a țării, aceste sisteme de irigații sunt imperios necesare. Și nu în ultimul rând, discutăm și despre necesitatea unor îmbunătățiri funciare. Mergem mai departe și ajungem la partea a doua a lecției despre industrie, și vom începe cu aspectele generale ale industriei românești de după anul 1989. Discutăm despre un declin, despre închiderea multor fabrici, despre restructurări și reduceri de activitate, și despre privatizări. La ora actuală. Mai sunt dezvoltate câteva ramuri industriale în țara noastră și vom începe cu industria petrochimică, nu înainte însă de a aminti două momente importante legate de petrol, atât pentru România cât și pentru întreaga lume. Astfel, în 1856, România devine prima țară din lume care declară o producție de petrol. Un an mai târziu, în 1857, România devine prima țară din lume cu o rafinărie de prelucrare a petrolului la Râfov, în județul Prahova, foarte aproape de Ploiești. În prezent, producția este în declin, puțin peste 4 milioane de tone uh, anual, iar prelucrarea petrolului se face în rafinăriile de la Ploiești Brazi, deci iată, s-a păstrat oarecum locația inițială, dar și la țărm de mare, în zona rafinăriei Midia-Năvodari. Legat de această industrie petrochimică, amintim doar și gazele naturale care se exploatează din Transilvania cu precădere și se prelucrează la mediaș. Industria construcțiilor de mașini la nivelul țării noastre sunt active fabricile de automobile de la Pitești Mioveni și de la Craiova. De asemenea, la Arad, unde se produc tramvaie și vagoane, locomotive la Craiova, utilaj minier la Baia Mare, și la Petroșani, însă actualmente producția de la Petroșani este oprită. Utilaj petrolier la Târgoviște și tractoare la Brașov. Mai departe, industria extractivă a minereurilor feroase. Uh, trebuie să amintim câteva dintre centrele de extracție a fierului și fac precizarea că unele dintre acestea s-ar putea să fie la ora actuală inactive, în sensul în care rezerve încă mai sunt, doar exploatările sunt oprite. Discutăm despre exploatările de, de la Ghelar și Teliuc din munții Poiana Ruscă, de la Ocna de Fier în munții Docnecei, de la Lueta în munții Harghitei. Extracția manganului se face de la Șarul Dornei și de la Iacobeni, în județul Suceava. Industria siderurgică, cea care prelucrează fierul, este destul de dezvoltată la nivelul țării noastre, și reprezentată de combinatele siderurgice de la Galați. Putem observa și pe hartă. Galațiul este foarte departe de resursele interne de fier care se exploatează din această zonă cu precădere astfel că el profită de avantajul de port în sectorul Dunării Maritime și folosește materie primă din import, adusă mai întâi pe cale maritimă prin Marea Neagră și ulterior pe cale fluvială prin intermediul Dunării. De asemenea, alte combinate siderurgice în țara noastră, cele de la Hunedoara, de la Târgoviște, Călăraș și de la Câmpia Turzii. Industria extractivă a minereurilor neferoase, din nou cu, aceea spre, cu aceeași precizare, unele centre de exploatare s-ar putea ca la ora actuală să fie inactive. Discutăm despre uh, exploatări de cupru, plumb și zinc. Cupru în zona munților Gutăiului, în zona Baia Sprie, Cavnic, Baia Borșa. De asemenea, în localități din județul Suceava, Leșul Ursului, Crucea, Fundul Moldovei, de asemenea, Bălan, județul Harghita, Băița, județul Hunedoara și așa mai departe. Plumbul se exploatează de la Baia Sprie, de la Rușchița și de la Muncelul Mic, zincul la Ilba și Muncelul Mic și prelucrat la Copșa Mică. Aluminiu se obține în urma exploatării bauxitei, în urma prelucrării bauxitei în alumină. Exploatările de bauxită sunt cele de la Roșia și Vârciorog, în munții Pădurea Craiului, în nord-vestul munților Apuseni metalele auro argentifere exploatări de aur în prezent oprite în zona munților metaliferi, Valea Arieșului, Valea Mureșului, centrele de la Crișcior Brad, Roșia Montană și așa mai departe, exploatări de aur și argint de asemenea și în zona munților Gutâi, în zona Maramureșului. Metalele rare, mercur, rezervele de la izvorul Ampoiului, județul Alba, Rezerve de molibden și wolfram la băița județul Bihor, cei drept în cantități foarte reduse. Mai departe, industria metalurgiei neferoase, cea care prelucrează aceste minereuri despre care am discutat, ele se prelucrează în combinatele de la Baia Mare, în combinatele de la Slatina, unde se produce aluminiu, și de asemenea în combinatul de la Tulcea, unde se produce alumină, dar pe baza materiei prime de import, întrucât, așa cum spuneam, și Tulcea este port în sectorul Dunării Maritime, iar materia primă poate fi transportată ușor pe cale maritimă mai întâi, și apoi fluvial. Mai departe, trebuie să aducem în discuție și industria energiei electrice care se obține această energie electrică în termocentralele de la Turceni, Mintia, Deva, Ludu, Șernut, județul Mureș, Ișalnița, lângă Craiova și București, Ceturile, Cet Sud, Cet Vest și așa mai departe. Hidrocentralele, discutăm despre uh, câteva hidrocentrale importante, respectiv porțile de fier 1 și 2 în colaborare cu Serbia, construite pe Dunăre, Vidraru pe Argeș, Lotru Ciunget pe Lotru, Izvorul Muntelui Stejaru pe Bistrița, Stânca Costești pe Prut în colaborare cu Republica Moldova, mai bine zis cu URSS la momentul construcției. Atomocentralele, un singur exemplu la noi în țară, la Cernavodă, județul Constanța, Atomocentrală construită pe sistem canadian. Mai departe, centralele eoliene și solare. Discutăm despre cele eoliene de la fântânele Cogealac, așa cum aminteam și data trecută, care este cel mai mare câmp de eoliene terestre din Europa. De asemenea, cele de la Făcăieni, Crucea Nord, Târgușor și Peștera. Și centralele solare la Ciuperceni, în nord-vestul țării, județul Satu Mare, izvoarele, județul Giurgiu și Slobozia, județul Ialomița. Am pregătit o hartă cu principalele centrale de producere a energiei electrice din țara noastră. Discutăm despre Complexul Energetic Turceni, termocentrală, de asemenea Ludu Șernut, tot termocentrală, Mintia Deva, tot termocentrală, de asemenea Ișalnița, tot termocentrală, Ceturile din București. Discutăm aici și despre hidrocentralele, porțile de fier 1 și 2 pe Dunăre, de asemenea, Vidraru pe Argeș, Lotru, Hidrocentrala Stejaru pe Bistrița, Atomocentrala de la Cernavodă și Câmpul de eoliene Fântânele Cogealac, despre care vă spuneam că este cel mai mare câmp de eoliene terestre din Europa. Mai departe am pregătit un grafic care redă structura uh, comparativă a producției de energie electrică în România în funcție de sursa obținerii la nivelul anilor 2006 și 2016. Pentru început analizăm situația din anul 2006 și putem observa că uh, aproximativ 70% din energia electrică a țării era obținută din termocentrale, deci dintr-o sursă poluantă, 21% din hidroenergie și 9% în atomocentrala de la Cernavod. La nivelul anului 2016, situația se schimbă și discutăm despre numai 40% energie electrică obținută în termocentrale, deci cu surse poluante. Observăm crește ponderea hidroenergiei la 30%, de asemenea se dublează ponderea atomoenergiei, aproape de 18%, apare eolianul, pe care nu îl regăseam în anul 2006 cu 11%, și de asemenea energia solară cu aproximativ 1% și o nouă sursă alternativă de energie, biomasa cu 0,16%. Discutăm și despre industria de prelucrare a lemnului, care se realizează cu precădere în Carpații Orientali, acolo unde există suprafețe forestiere încă pe arii extinse. A treia parte a lecției este dedicată transporturilor și trebuie să amintim harta magistralelor feroviare la nivelul țării noastre. Observăm că majoritatea acestor magistrale feroviare pleacă din București spre restul țării. De asemenea, harta aeroporturilor României după traficul de pasageri. Aeroportul la cu un trafic anual de pasageri de peste 5 milioane. De asemenea, pe locul 2, aeroportul Cluj-Napoca, între 1 și 2 milioane de pasageri, aeroportul Timișoara, între 0,5 și 1 milion de pasageri, urmat de aeroporturile Târgu Mureș, Sibiu, Craiova, Bacău și Iași, cu un trafic de pasageri de până la 1 milion de persoane, iar apoi celelalte aeroporturi, respectiv Arad, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Constanța, cu un trafic de pasageri de până într-o de mii de persoane. Avem și câteva aeroporturi fără curse regulate, respectiv la Caransebeș, aeroportul București-Băneasa sau Aurel Vlaicu, aeroportul Tulcea și un aeroport în construcție, aeroportul Brașov, nu putem trece mai departe până nu amintim și aeroportul din Suceava, care se încadrează și el la traficul de pasageri de până într-100.000 o sută de, mii de persoane anual. Mai departe, amintim și porturile românești la Dunăre, pe cele mai importante, respectiv Drobeta, Turnul Severin, Giurgiu, Călăraș, de asemenea Brăila, Galați, Tulcea și Sulina, care este și port fluvio-maritim, dar... Trebuie să amintim și portul Cernavodă, care face legătura cu canalul Dunăre-Marea Neagră. Porturile românești de la Marea Neagră le amintim pe următoarele Constanța Nord, Constanța Sud-Agigea, Midia-Năvodari, Mangalia și Sulina, care, cum spuneam, este și port fluviomarit. Și ultima secțiune a lecției de astăzi este turismul. Am ales să discutăm despre câteva sectoare turistice din țara noastră, respectiv turismul litoral, practicat în special în zona de sud a litoralului, în zona județului Constanța, stațiuni Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Olimp, Neptun, Cap Aurora, Saturn, Mangalia, 2 mai, Vama Veche și așa mai departe. De asemenea turismul montan și de sporturi de iarnă, câteva dintre stațiuni mai nou recunoscute și la nivel internațional, respectiv Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, Bușteni, Păltiniș, Rânca, Parâng, Arieșeni, Semenic, Vatra Dornei și Borșa. Turismul balnear care se practică în câteva stațiuni, respectiv băile Herculane, băile Felix, băile Olănești, băile Tușnat, băile Govora, Techirghiol și așa mai departe. Și nu încheiem discuția noastră despre turism până nu vă prezint și harta obiectivelor românești din patrimoniul mondial UNESCO. Aici sunt incluse bisericile cu pictură exterioară din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Maramureș, cetățile fortificate din zona Transilvaniei, de asemenea situl de la Sarmisegetuza, și bineînțeles, delta Dunării care constituie o rezervație a biosferei. În din turism, ponderea lor în produsul intern brut în unele state din Uniunea Europeană, observăm Croația aproximativ 18% din produsul intern brut al țării. Este oferit de turism, în timp ce România ocupă din nefericire ultimul loc cu aproximativ 1% din produsul intern brut oferit de încasările din turism. Ultimele minute sunt dedicate ca de obicei aplicațiilor pentru bac și anume prezentați un motiv al construirii unui combinat siderurgic la Galați. Galațiul este port în sectorul Dunării maritime, lucru care facilitează transportul materiei prime pe cale maritimă și ulterior fluvial. Prezentați un motiv al construirii unei rafinării în apropierea orașului Ploiești. Discutăm în primul și în primul rând despre resurse bogate de petrol în zonă. Și, de ce nu, putem aminti și tradiția de prelucrare a petrolului din această zonă. Tabelul de mai jos se referă la subiectul 3DE și prezintă structura populației ocupate pe sectoare în câteva state europene în anul 2009. Calculați procentul populației ocupate în agricultură în Belgia. Întâi, adunăm procentul de 25% industrie, 73% servicii și ne dăm 98%. Iar din totalul de 100%, scădem 98% și rezultatul va fi de 2%. De asemenea, procentul populației ocupate în sectorul servicii în Spania se calculează pe același raționament. Explicați procentul ridicat al populației ocupate în sectorul servicii în Franța. Explicați procentul ridicat al populației ocupate în agricultură în România. Explicați suprafața mare ocupată de terenuri arabile în județul Călăraș. Celelalte exerciții vă vor rămâne vouă ca temă, le găsiți în suportul de curs. Lecția noastră de astăzi s-a încheiat. Eu vă doresc mult succes, multă inspirație, putere de muncă și să ne revedem cu bine la întâlnirile viitoare. La revedere! Dragilor, este momentul să luăm o mică pauză, în care puteți descărca suporturile de curs de pe pagina de Facebook a emisiunii Teleșcoala TVR. Mulțumim partenerului nostru iqboard.ro, un brand marca GBC pentru susținerea educației și a copiilor din România, printr-o gamă variată de table și display-uri interactive necesare învățământului preșcolar, primar, gimnazial, liceal sau universitar, dar și prin soluții interactive de predare și învățare dedicate învățământului online. Nu plecați prea departe, revenim în câteva minute cu o lecție la fel de interesantă.